Salutare, prieteni, și bine ați revenit la Interviews for Hope, un proiect unde oamenii fenomenali se întâlnesc. Ca de obicei, astăzi am un invitat special, domnul Eugen Hirișcău, care este profesor de istorie, este din Toplița de loc, dar este un om universal. Domnule Eugen, bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Vă declar cu sinceritate că sunt prima oară într-un platou de televiziune, dar emoțiile nu sunt așa de mari pentru că am experiența activității pe care am desfășurat-o în timp. Dumneavoastră aveți o poveste minunată și când am auzit istoria vieții dumneavoastră, am zis trebuie să aduc la Interviews for Hope un om care are o experiență de viață deosebită. Aveți 80 de ani, sunteți născut în 41, nu? În 17 septembrie am făcut 80 de ani, acum luna trecută. Mulți înainte. Mulțumesc. Și vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Da. Păi trebuie să, înainte de a începe să fac un scurt CV, așa cum se obișnuiește să se spună, acum vreau să vă declar că tot ceea ce se întâmplă acum este învăluit într-un anumit mister. De unde vine misterul acesta? Pe de o parte, pentru că noi ne-am cunoscut foarte târziu să punem la cale această emisiune și dacă spun asta, cei care ne urmăresc trebuie să știe că azi dimineață noi am discutat pentru prima dată că voi veni la televiziune la Târgu Mureș. În al doilea rând, n-am pus la cale cu exactitate un subiect despre care să discutăm. A fost ceva generic, foarte larg. Și genericul apare pe burtier acum, genericul l-am găsit împreună. Sănătate prin moralitate. Gândindu-ne că această sumă de trei cuvinte vor descrie întrucâtva lucrurile pe care ar trebui să le facă oamenii acum și, din păcate, nu le mai fac așa cum s-ar cuveni. Da. Pe noi descoperim oameni, domnule Eugen. Asta e toată ideea. Deci nu trebuie să pregătim neapărat un interviu, pentru că ne uităm la partea umană, la partea sufletească. Și noi vrem să conectăm oameni și vrem să schimbăm lumea în bine, fără să exagerăm, fără să fim, să zic, utopici sau prea idealiști. Și dumneavoastră aveți multe de povestit în toată povestea asta. Spuneți-mi, domnule Eugen, în toată istoria asta dumneavoastră de viață, ce ați învățat? Puteți să ne spuneți ce ați învățat despre natura umană? Cum este natura umană? Da, evident că sunt obligat cumva, pentru că înainte de a încerca să definesc cât de cât natura asta umană, așa, să fac câteva referiri la activitatea pe care o am desfășurat-o în timp, spuneți. Pentru că ea este apoi, în mod serios, ne conjugă și ne duce pe drumul cel bun în legătură cu ceea ce, de fapt, am învățat și am făcut eu întreaga activitate în decursul activității mele și fac și acum că nu m-am lăsat, deși sunt pensionat. Da. Păi am terminat Facultatea de Istorie la Universitatea Babeș-Bolyai în 1964, atunci când mulți din cei care ne privesc acum încă nu știau, dar ați avut o apreciere interesantă pe parcursul călătoriei noastre de la Toplița la Târgu Mureș, că se făcea școală atunci. Atunci da, cine termina o facultate era mare. Se făcea școală. Ei, acum, sigur că între, dacă e să ne raportăm la cele două perioade distincte ca sistem, ca structură, vom găsi foarte multe diferențe, dar și unele asemănări. Ceea ce facem noi rău aici și eu încep să fac deja anumite aprecieri cu condiția umană, cred că ne tânguim prea mult noi și în legătură cu ceea ce ni se întâmplă acum, cred că ne plângem prea mult. Cu toate că o ducem cel mai bine în istoria omenirii. Da, așa este. Și chiar acum când lucrurile sunt atât de libere, libertate, găsești de toate, păi zice că sunt oamenii săraci. Sigur că niciodată nu au fost oamenii toți la fel din punctul ăsta de vedere, diferență. Dar să revin la scurtul meu CV care să vi-l prezint. Am fost repartizat, că se făceau repartizări atunci, am fost repartizat ca profesor de istorie la una dintre școlile din Toplița, unde am fost numit în primul an director. Acum, aici trebuie să fac o scurtă paranteză, să ne mai și amuzăm puțin. Se spunea pe vremea aceea, nu știu dacă acum mai e valabil, că cei care nu sunt buni de profesori erau promovați în funcția de director. Mie mi s-a întâmplat. Șef. Și apoi se mai continuau cu o altă transcendență înspre în sus, și anume că cei care nu sunt buni de director îi face inspector. Și culmea a fost că am fost și inspector o perioadă scurtă. Așa de tânăr, domnule Eugen? Da, nu atunci, mai târziu am fost inspector, da, așa. Am stat 7 ani la Călimănel, așa se numește școala numărul 3 era, după aceea mi s-a propus să accept funcția de director al Casei de Cultură. Sigur că am stat în dubiu. Din Toplița. În Toplița, da. Și până la urmă am acceptat, plecând de la premisa că un pas înainte în domeniu, altă amergură, vii de la o școală mică de cartier. Nouă experiență. Mă rog, am acceptat și am fost pe urmă din 1972 și până în 1979, am fost director al Casei de Cultură din Toplița. Și este iarăși interesant și important de spus că
cei care eram în această postură, având în vedere nu numai că am fost profesor de istorie, ci și pentru faptul că am deținut funcția de director al Casei de Cultură, obligatoriu avea și o funcție politică. Deci noi am făcut politică. Eu trebuie să recunosc că am fost politician și înainte de 89. Am fost membru de partid. Păi asta era interesant, că atunci când, înainte de a mă face director, am făcut o ședință, zice, domnule, trebuie să primim în partid. Păi pentru ce? Păi n-a fost vorba. Nu, zice, nu poți să fii membru de partid până când nu te facem prima dată. Nu poți să fii director până nu te facem prima dată membru de partid. Bun. A trecut și perioada guvernării de la nivel de... Ce făceam eu atunci de fapt? Că interesant de știut așa. Ce făceam? Făceam propaganda Partidului Comunist Român. Eram și profesor. Nu era altă alegere. Asta era epoca. Așa era epoca. Nu pot judeca o epocă. Evident că facem... Și aici o facem o mare greșeală, că o judecăm și nu... Am dat la o parte și tot ce s-a făcut bun. Nu există epocă istorică în care oamenii rea să nu fi făcut... Proste. Rea sau proste. Numai noi facem treaba asta. După care în 1979, din 72 în 79 am stat în funcția asta, în 79 m-am întors la catedră pentru că am observat că nu-i locul meu acolo. Mi-am dat seama că funcția mea de activist politic nu se potrivește cu natura mea umană, pentru că sistemul călca strâmb. Îți spunea una și trebuia să faci toate că în anii 70 mergea treaba destul de bine. Deși mergea încă treaba bine, dar era până deja 80, apăruse semnele, apoi din 80 au căzut lucrurile de tot, bineînțeles. Apăruse semnele de fapt, deja că lucrurile au luat-o într-o direcție. Care era de fapt toată povestea? Marea vină a celor care ne-au condus și atunci a fost că au făcut câteva mari greșeli în domeniul psihic și psihologic, deși treaba din punct de vedere material a mers bine la un moment dat. Serviciu, un boom economic din 70, un boom economic, cu locuințe, tinerii primeau butelii de aragaz, serviciu, fabrică la colțul casei și așa mai departe. Dar s-a întâmplat ceva rău în partea cealaltă, spirituală a noastră. Din punct de vedere spiritual, mai ales noi care trebuia să fim, să facem dovada că ne-am ales această meserie, bineînțeles, s-a făcut o mare greșeală și anume dedublarea personalității umane. Noi nu puteam să spunem ce gândim și ce trebuie să facem și ce trebuie să facă de fapt în realitate omul. Ce spuneam? Ceea ce ni se spunea de sus. Văzând că nu e în regulă, m-am depărtat și m-am întors la școală, unde am fost, bineînțeles, din nou director până am ieșit la pensie. Asta s-a întâmplat în 1998. Am ieșit cu 2-3 ani mai repede la pensie pentru că am văzut că nici sistemul ăsta nu a luat-o pe drumul cel mai bun și zic, hai să ies eu la pensie și să mă dedic în exclusivitate aproape unui domeniu care mi-a fost drag din copilărie. Pentru că am avut un unchi care a locuit aici în Târgu Mureș, unchiul Andrei, care venea mereu, era toplițean, născut și crescut acolo, venea mereu la Toplița și mă lua de mână vara. Măi, puiule, zice, hai tu cu mine pe deal să-ți arăt o grămadă plante. De buruieni, le zice. Hai să-ți arăt o grămadă de buruieni care fac bine la sănătatea oamenilor. Și am mers cu el de nenumărate ori și mi s-a însuflat atunci dragostea față de plante, dragostea față de natură, bineînțeles. Sigur că era și relația noastră a oamenilor cu natura. Era total diferită. Asta e una din marile pierderi pe care omul registrează, eu spun alții și mai în domeniu decât mine. Marea pierdere a societății umane este faptul că ne-am îndepărtat din toate punctele de vedere de natură. De natură de și de natură. Partea spirituală, nu? Inclusiv. Cum spunea Eliade, desacralizarea omului. Și acum e mai evidentă decât atunci când vorbea Eliade, acum 50 de ani despre ea, nu? Deci trebuie să ne apropiem de natură și de partea dumnezeiască, pentru că asta ne ține. Fără identitate creștină, să zic eu, sau fără identitate legată de natură, ce ești tu ca om? Nu ești mare lucru, nu? Dar înainte de a ajunge la partea de sănătate, ne-ați revin spus... la întrebarea care n-am dat încă un răspuns, anume am încercat să... Despre natura umană, că ați trecut ca Talleyrand, ministrul de externe al Franței, prin o grămadă de sisteme. Ce ați învățat despre om? În fiecare dintre aceste sisteme am învățat ceea ce de fapt a stat la baza educației mele, educația din familie, educația din societate, educația de la școală, educația creștină, să spun așa, pentru că încă se punea preț atunci și pe această parte a educației noastre și spun eu că și acum... Și în perioada comunistă? Și în perioada comunistă era o chestiune delicată cu dedublarea. Era interzis într-un fel pentru noi activiștii să mergem la biserică, dar asta vreau să spun, niciodată nu le pot mărturisi decât prin poveste și prin vorbe celor care ne văd și ne ascultă, niciodată nu m-a întrebat cineva, deși aveam funcție importantă, de ce mă duc la biserică? De
Deci, teoretic, cred că și cei care au impus treaba asta nu credeau în faptul că nu-i bine să mergi la biserică. Deci, așa vă dădeau că... un fel de libertate da, din asta da. Ascunsă, dar vă lăsau în pace. Ne lăsau în pace, fără discuție. Și apoi s-a pus multă poveste și pe rolul nefast al securității. Sigur că securitatea asta era și-a făcut în vari domenii și în anumite localități sau zone, depinde de oameni, de natura umană, și acolo au făcut și excese și lucruri care trebuie să fie... Când au făcut acestea? Le-au făcut în prima perioadă a existenței noastre. Și în anii 80 pe urmă, sigur că da. Natura umană. Păi natura umană, spun eu, că trebuie să fie, să o obții, să fie o devenire în timp, de la naștere, cred că și genetic are un anumit rol, geneza noastră și transmiterea din mamă, din tată, din neamurile, de la șaptea spiță, cum se zice, se transmit lucrurile bune. Pe urmă, ce ai primit în familie, educația, ce ți s-a spus la grădii, la școală, în facultate, ce ai văzut în societate și, bineînțeles, că încet, încet, având privilegiu, că a fost un privilegiu ăsta pentru mine, să fiu și director de școală, să inspector școlar și director de casă de cultură și activist de partid. Păstori de oameni, exact. Eu am lucrat în permanență cu oamenii. Și ce am făcut eu, că mă întreabă mulți și acum, cum ai reușit tu să ții un echilibru și da. să declare și acum atât de multă lume să te iubească toplițenii, că ai fost un exemplu demn de urmat. Pentru că am fost un model. Am vrut să mă constitui în permanență și m-am constituit într-un model. Prin ce? Prin această natură umană. Ce am făcut de fapt? Nu am făcut altceva decât un lucru simplu. Plecând de la câteva premize care trebuie. Ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Așa am procedat cu oamenii. Și asta era empatia în perioada. Evident. Asta deja te face, oamenii sunt, nu te suspectează, își păstrează încrederea în tine, sunt alături de tine și, bineînțeles, că dacă ai încredere în oamenii cu care lucrezi, evident că... Plus etica. Etica, în tot ce am făcut. Dar principii, de la principii n-am abandonat. Și asta a fost un lucru important. Eram prieteni, eram tineri, mergeam la un șpriț, mergeam la o discotecă, mergeam undeva și stăteam până mai târziu. Dimineața la școală eram întotdeauna primul și vedeam cine era treabă și cine nu, și le spuneam, bă, copilași, ei știau deja, dacă noi stăm acum și ne tutuim și bem un șpriț împreună, nu înseamnă că mâine fiecare face ce vrea. Da, știam să... Și care e diferența omului din anii 60 și omului de acum? Diferența omului din 60 și de acum este uriașă. Adică? Da, uriașă prin faptul că eu descriu lucrurile evident așa cum le văd și cum le simt eu. Le-ați văzut asta. Evident, l-am văzut. Asta este într-un fel avantajul meu, că eu pot să mă raportez la multe lucruri din... Chiar de la începutul sistemului celălalt dinainte, 89, colectivizarea anii 50. Cu toate relele făcute atunci, au fost multe rele care s-au făcut și oamenii apoi le-au ținut minte, da. Apoi știu și boom-ul economic și situația deosebită care a fost în țară în vreo 15 ani și apoi anii din urmă la care toată lumea se raportează, care a fost o catastrofă și un dezastru, care și-a dus la ceea ce a făcut. Da, anii 80, da. Pe diferența umană și a comportamentul care a survenit de aici este simplu, tot urmare a modului, a greșelilor pe care structurile de educație, de cultură, de cultivare a omului le-au făcut în demersul pe care trebuiau să-l facă. Adică, educația e cheia. Educația e cheia, sigur că da. Dacă eu văd, deși se făcea când a venit boom-ul ăla, de la an la an, de la zi la zi, nu de la an la an, vedeai că lucrurile progresează teribil. Se face, se construiește, se drege. Asta era bine, dar când eu vedeam că pe mine nu mă lasă să fac aia, nu mă lasă să fac alaltă, nu pot să mă desfăț și eu cu tot ceea ce mi-ar fi binevenit ca și intelectual, sigur că astea m-au demoralizat și m-au și transformat. Pentru că nu era la îndemână și nu era un lucru ușor să stau de vorbă cu dumneata și să spun ce gândesc și să am grijă pe urmă când mă duc undeva în public sau în locul de muncă și să am grijă ce vorbesc, că mă ascultă ceilalți care fac și asta. Deci presiunea se simțea? Presiunea asta s-a simțit în permanență, sigur că. Dar și asta... astăzi nu mai avem presiunea asta. Acum nu mai există această presiune. Destul de confuz și astăzi. De dar ce? Oamenii au evoluat, din păcate, în această direcție. Acum, eu cred că ăsta unul dintre marile rele pe care comunismul, na, iar zic comunist, dar noi n-am ajuns socialism. De socialism, așa, socialismul a făcut oamenilor care au trecut prin sistem și este vizibil. Toate țările care am făcut parte din fostul lagăr socialist,
am demonstrat după ce sistemul a căzut că am rămas în urma celuilalt sistem. Deci de aici se vede că lucrurile nu au fost bine așezate. Și în primul rând totul. Și dacă s-a construit, sigur că s-a construit mult, s-au făcut edificii, s-au făcut lucruri nemaipomenite, dar din punct de vedere spiritual, omul n-a mai fost cel care trebuia să fie. Să vină, să fie liber, liber cugetător, să creeze, să aibă idei, să poată transpune în un valoros. De exemplu, eu parcă v-am spus pe mașină, treaba asta îmi vine în minte acum, când mi se spunea, eram un nonconformist într-un fel, de am și plecat de acolo la timp, mi se spunea de la județ când mi se dădeau sarcini de acolo, băi Hirișcă mă, tu ești un fenomen mă, ce dracu te tot opui atâta la toate ordinele care vin de sus, păi tu ai fost pus acolo să execuți ordinele partidului, mă omule mă, dar eu am capul meu, eu judec și eu văd că lucrurile care le spuneți voi sunt aberante, nu știu dacă și voi credeți ca mine și spuneți altfel, dar o să vedeți, asta era spre anii 80, o să vedeți că dăm cu oiștea îngardați mâine, așa și o să exact așa a fost, dar haideți să, domn profesor, să vorbim despre partea uman-spirituală după pauză. Centru de Oncologie și Radioterapie, dotat cu echipamente de ultimă generație pentru tratarea oricărui tip de cancer. Echipele medicale multidisciplinare asigură tratamente personalizate de chimioterapie și radioterapie. Secția de cardiologie intervențională, dotată cu cel mai modern echipament de intervenții minim-invazive din județ, prin echipa medicală de renume, efectuează coronarografie, implantare de stent de carotidă și periferie și angioplastie renală. Verde mirific, departe de agitația orașului, pensiunea Isuica este locul ideal pentru a evada din cotidian și a petrece timp alături de cei dragi. Piscina, terenul de tenis, sauna și nenumăratele trasee montane creează un mediu excelent pentru a alunga stresul și oboseala acumulate în oraș. Alege sănătatea și relaxarea. Pensiunea Isuica. Amintiri de neuitat din inima Transilvaniei.
Europa mea este Europa posibilităților, a proiectelor, a fondurilor europene. Europa mea este Europa poveștilor de succes. Vă invit la televiziunea M9 să facem o incursiune în lumea politicilor europene și a finanțărilor pe care Uniunea Europeană le oferă. Și să nu uităm, construim Europa împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ne-am întors la emisiune cu o discuție fenomenală cu domn profesor Eugen. Domn profesor, vorbeam de spiritualitate, vorbeam de om, de suflet, de partea asta. Spuneți-mi, cum va fi și cum ar trebui să fie întoarcerea omului spre o parte mai sacră? Grea întrebare, dar trebuie să-i găsim răspuns fără discuție. Acum, că răspuns, trebuie să știți, aveți experiența asta de viață incredibilă. Experiența mea de viață îmi dă dreptul și poziția în care am avut-o și meseria pe care am făcut-o. Adică nu vreau să fiu utopic. Când vorbesc de sacru, vorbesc de partea asta umană, de partea de bunătate, de înțelepciune. Pentru că în emisiunea noastră vorbim despre apropierea dintre suflete și ne punem întrebarea asta de ce oamenii s-au îndepărtat unii de alții. Și când vorbesc de sacru, vorbesc și de Dumnezeu, dar și de partea asta, de calitate umană și de bunătate. Asta este cel mai mare rău al societății moderne. Noi ne raportăm de regulă la noi, la, de multe ori la comunitatea în care trăim, care e cea mai pierdută și departe de societatea, comunitatea. La societatea în ansamblul ei, la societatea românească, dar dacă ne uităm puțin și mai departe cu fenomenele care au loc acum în societatea omenească pe toată planeta, lucrurile nu merg într-o direcție prea bună, așa după cum văd eu lucrurile. De ce? Foarte simplu. Pentru că tot așa în timp oamenii au făcut tot mai multe greșeli în domeniul spiritualității, în domeniul educației. Știința care a venit și a demonstrat în tot timpul și prin noi cercetări, prin noi descoperiri, au demonstrat și au vrut să demonstreze că noi oamenii suntem mai puternici decât natura și ne luptăm. Știu că spuneam la orele și la orele de istorie, când veneam din trecut până în prezent, că ne luptăm, omul a învins întotdeauna natura, am făcut o mare prostie. Pentru că ne-am desacralizat, pentru că ne-am îndepărtat de divinitate, ne-am îndepărtat, nu știm cum arată divinitatea asta, că încă nu s-a dat un răspuns la asta, de creator, spun eu. Ne-am îndepărtat de creator și de crezul că cineva a creat această lume, acest cosmos, această universalitate și bineînțeles că ne-am detașat pe un drum greșit. Nu știu dacă mai este timp să ne întoarcem. De-aia ne facem rău unul altuia. Ne facem rău unul altuia și ne-am pierdut încrederea unii în alții, bineînțeles, nu mai avem încredere deloc. Asta e marea problemă a omenirii în zilele noastre. Și apoi, pe măsură ce lumea a evoluat în direcția asta, instituțiile acestea democratice, care le numim noi, sunt în preajma de a eșua. Ele sunt rămase mult în urma a ceea ce oamenii doresc să se întâmple. Tehnologia democrația asta a fost în perioada Greciei antice, Pericle, Demostene, în perioada aia. Acum e mai mult este o concentrare a puterii la câțiva oameni și restul este într-un fel de sărăcie, nu-i așa? Așa este. Deci sunt suficiente elemente pe care le putem lua în discuție ca să dovedim sau să subliniem. Oligarhie. Așa este. Nu e democrație nicăieri, nici în Statele Unite, nici în Anglia, nicăieri. Deci liberalismul, care este la putere acum ca și curent, este într-o suferință destul de mare și nu se știe care va fi viitorul, pentru că nimeni n-a știut niciodată că fascismul în Germania va conduce la ce a fost, nici că apoi a venit comunismul, viitorul comunist din care se discuta și va face atât rău omenirii, că era un drum bun pe care se încerca să se încheie la început. Acum suntem în această situație. Eu cred că va trebui să vină cât de repede, odată să ne apropiem, să încercăm să facem tot posibilul să revenim la mama natură. Pentru că să revenim la mama natură înseamnă foarte multe lucruri. Nu numai să stăm în mijlocul naturii și să o distrugem și să facem și acolo rele. Înseamnă să revenim la legile pe care natura le-a stabilit pentru evoluția societății omenești, pe care le-am încălcat într-un mod teribil. Toate aceste legi. Nu intrăm în toate detaliile, că poate nu ne ajunge timpul. Apoi, va trebui ca alături de biserică, care nu mai joacă rolul pe care l-a jucat de-a lungul, cu toate hibele și relele care le-au mai avut și biserica în timp, unii se referă la ele, dar cine nu greșește în vremuri,
biserica împreună cu instituțiile statului care trebuie să-și regăsească locul, care bineînțeles ajunge la politicieni, pentru că ei cei sunt care conduc instituțiile statului. De și partid, de ce politicieni? Și partidele, și administrația, și toate instituțiile care educă omul, școala și așa mai departe, toate sunt făcute și sunt dirijate, să spun așa, de oameni. Dacă oamenii care sunt în domeniu nu conștientizează cât de grabă drumul și calea pe care va trebui să încercăm să ne reîntoarcem la umanitatea, la apropierea de altă dată, la sensibilitatea, la ce să spun, moralitatea, pentru că de fapt în ansamblu am dat și numele genericul emisiunii noastre, sănătate prin moralitate. Nu poate să fie vorba într-o societate omenească de niciun fel de sănătate, nici fizică, nici psihică, nici spirituală, nici morală, fără moralitate. Societatea modernă a renunțat total la moralitate. Și a întors toate valorile. Toate valorile sunt întoarse. Nu mai avem modele, nu mai avem valori. Atunci, când și în ce condiții trebuie să ele create? Dar lumea trebuie să înțeleagă că dacă cunoști istoria, vezi că în momentul în care societatea s-a îndepărtat de Dumnezeu, a căzut. S-au făcut cele mai mari crime, e adevărat? Da. Ca istoric. Așa este. Să luăm Revoluția din 18 din Rusia, cu punerea comunismului, să vorbim de nazism. Ce s-a întâmplat exact? Omul s-a îndepărtat de sacralitate și a ajuns să facă crime incredibile, adevărat? Da. Și în felul acesta, de fapt, el a fost dezumanizat. Deci natura și ființa umană cu sensibilitatea ei, cu crezul ei, de altă dată, respectul reciproc față de cuvântul, loialitatea, tot ceea ce înseamnă moralitate, că ar trebui să înșirăm vreo 20, 30, 40 de adjective care să definească noțiunea de moralitate, toate acestea sunt în cădere liberă. Unele nici nu mai există. Nu deci avem... istoria se repetă? Istoria se repetă, se pare, sigur că da. Dar eu cred că va veni vremea. Am spus pe drum și revin acum, crezul meu trebuie să-l fac cunoscut tuturor, eu cred că suntem acum în preajma apocalipsei, dar apocalipsa trebuie gândită și spusă... În căderea unei societăți, în sfârșitul lumii. Că da, vechii greși prin apocalipsă n-au văzut sfârșitul lumii, așa cum spune lumea că apocalipsa... Și sfârșitul unei epoci. Acum suntem la sfârșitul unei epoci, nu știm cât mai durează, și începutul altei epoci. E, în această epocă nouă, omul trebuie să devină ceea ce a fost cândva, că altfel nu mai poate dura lumea asta. Chiar am vorbit în drum spre Mureș despre cele două chestii. Banii. Și salvarea într-un fel a resurselor. Da, asta spune-te în legătură cu COVID-ul. Se poate că ne-am explicat, ne-am încercat să ne explicăm într-un fel în discuția reciprocă pe conducătorul auto, lăsam să ne aducă în siguranță până aici. Oare care este rațiunea pentru care s-a născut acest COVID? Păi primul lucru care nu putem să-l înlăturăm este evident drumul banilor. Pentru că suntem în capitalism, banii ochiul dracului și este sigur că de banii vorba. Și în al doilea rând, probabil că cei, nu știm noi planul celor care au făcut și zămislesc și conduc lumea asta, știm bine, unii zic oculta, mă rog, în fel. Au zis că se consumă prea mult. Da. Și încep să restrângă omul. Ei și-au dat seama că suntem, la numărul care suntem, se consumă enorm de mult energie. Păi ce a făcut ca acest proiect al Uniunii Europene de consum cât mai mic al energiei fosile, trecerea pe energia verde? Nu este întâmplător că a apărut tot în preajma lumii noi de care trebuie să ne apropiem și să o realizăm, că altfel suntem pierduți, bineînțeles. E, și cei care au făcut acest demers, probabil că au avut în vedere și proiectul acesta, ca să ne facă să consumăm mai puțin, să fim mai ponderați, mai simpli, să ducem o viață mai normală, pentru că bunătatea lumii de astăzi, civilizația, lucrurile care ne fac comozi, ne-au îmbunătățit viața teribil, ne-au ușurat viața, ne fac să fim... Să fim confuzi în ceea ce de fapt înseamnă demnitate și calitate umană. Noi am întrecut măsura lucrurilor și trebuie să revenim la asta. Și aici, instituțiile, școala, biserica, administrația, acești trei sau patru factori trebuie în mod obligatoriu să-și dea mâna și împreună știința să nu se mai lupte cu biserica și viceversa, instituția și partidele astea politice să vină odată vremea că ei sunt făcuți acolo ca să conducă lumea spre o altă cale, spre un alt drum. Și dacă toate astea se vor întâmpla, și eu sper că da, apocalipsa e în regulă, vine lumea aia nouă. Acum nu știu cea bună. Cea bună, evident, vorbim de lumea cea bună, că despre asta vorbim și credem în ea. Eu, de pildă, am crezut în permanență în ea și asta m-a făcut, de altfel, să ajung ca și la 80 de ani, cât ți-am împlinit zilele săptămâna. Și aveți o vitalitate incredibilă și toată povestea cu lumea și cu mersul în care va
pleca toată povestea asta, vreau să trec la partea care vă pasionează pe dumneavoastră foarte mult, partea de plante. Spuneți, pentru că mi-a plăcut foarte mult în mașină ce mi-ați spus. Mi-ați spus în momentul în care tu ai un trai sănătos, nu vorba despre, doar despre trup, se vorba despre suflet și despre minte. Spuneți-ne câteva cuvinte despre treaba asta. Când am convenit împreună să vedem care ar fi cel mai potrivit generic pentru emisiune, ați văzut că am propus eu să fie sănătate prin moralitate. Exact. Evident, prima dată m-am gândit la care ar fi elementul principal care să facă din oameni ceea ce ar trebui să facă. Sănătatea. Care sănătate? Sănătatea mentală, sănătatea fizică, deci sănătatea sub toate aspectele sale. Sufletească. Sigur că da, de suflet omul este vorba. Și am găsit, cred că, o nuanță potrivită, pentru că subsemnatul a fost preocupat, parcă am amintit la un moment dat în emisiune, am fost preocupat de natură și de legile ei și le-am respectat întotdeauna din copilărie. Înainte de a mă pensiona, de asta m-am și pensionat cu 3 ani mai devreme la momentul potrivit, am crezut că este bine ca să mă fac cunoscut în demersurile mele și în principiile mele și în modul meu de a gândi și să fac cunoscut cât mai multor oameni ceea ce gândesc eu. În sănătatea aceasta, din toate punctele de vedere de care omul are nevoie, sănătate psihică, fizică, mentală și așa mai departe. Și atunci am făcut. M-am apropiat de un domeniu care încă la ora respectivă, acum 15-20 de ani, nu era foarte cunoscut și nu era atât de bătătorit ca acum, și anume domeniul plantelor medicinale. Subsemnatul a inițiat la Toplița o afacere. Afacerea mea are două, structurate din două domenii. Bineînțeles, librărie și papeterie, care este domeniul cel mai apropiat, care am crezut că mi se potrivește. Și am un celălalt sector, este cu plantele medicinale. Subsemnatul a făcut consiliere ani de zile în magazin. Acum nu mai am lăsat pe cei mai tineri după mine. Eu am fost în magazin acolo consilierul principal al tuturor celor care au venit și am atras alături de mine ca să le dovedesc faptul că plantele au o valoare extraordinară în sănătatea noastră. Nu numai fizică, că oamenii cred că dacă îl dor genunchi, îmi iau o buruiană și s-o tămădui. Nu, domnule. Plantele tămăduiesc sufletul nostru, ceea ce este mai important, că de acolo vin relele și hibele. Organismul nostru carnal, partea noastră din ciolanie și oase, cum zic eu, se îmbolnăvește datorită faptului că apar de reglările la nivel psihic, la nivel emoțional. Și dacă asta nu o facem și nu avem grijă de emoțiile noastre și avem destule emoții ar Domnului, atunci înseamnă că bolile ne vor invada. Și nu vedeți omul e lovit în societatea noastră din toate părțile. Nu vedeți cât de bolnavă este societatea. De slujbă, de datorii, de toate. Deci cum poate să-și păstreze un om echilibru într-o societate așa de complicată? Nu este un lucru ușor. Eu v-am zis când am venit în coace, când am întrebat cam despre ce povestim noi emisiunile și mi-a zis, domnule, noi avem și partea asta de emisiune genericul pe care l-am găsit apoi împreună se află într-un anumit mister. De ce? Că noi doi suntem între puținii sau foarte puțini deocamdată care gândim că mai putem fi de folos oamenilor în acest lucru. Asta am făcut eu și eu atunci cu plantele. Și am făcut 300 de emisiuni la un alt post de televiziune, 300 de emisiuni în timp, de vreme ce am făcut atât de multe, înseamnă că m-am documentat, înseamnă că am fost bine pregătit și înseamnă că am fost convins. Să știți că sunt în Toplița mulți oameni care mă salută și îmi spun: domn profesor, să dea Dumnezeu sănătate, dumneata ai reușit să mă convingi și să mă faci pe mine și cum m-ai gândit și ce mi-ai spus și ce mod și mai sănătos. Și mai sănătos și ce mod de viață să duc. Și acum trebuie să vă divulg rugămintea. A zis că trebuie să vă dau niște sfaturi. Păi da, vă promit că o fac treaba asta. Ca să încercați să ajungeți vârsta și anii mei și să 80 aveți de ani. 80 de ani. Da, nu e dacă aș avea energia dumneavoastră 80 de ani, aș fi fericit. Da. Și atunci, sigur că faptul că m-am dedicat acestui domeniu, să spun așa, am avut satisfacțiile cele mai mari. Poate că spun uneori, dacă fac o comparație, am avut la un moment dat chiar satisfacții mai mari decât în învățământ. Cât am stat în învățământ, pentru că am tămăduit, cum zic eu, așa obișnuiam să zic, că vă tămăduiesc cu buruienile. Un cuvânt mele. Frumos, la frumos. Fel ca și tihna, da, alt cuvânt frumos. Care se potrivește bine cu plantele și cu buruienile, cum le ziceam eu. Din păcate, acum lucrurile au evoluat într-o direcție bună. Deja foarte multă lume se apleacă spre acest mod de a se trata. Foarte puțină lume din domeniul medical, din păcate, este de această parte, pentru că farmaceutica și leacurile astea multe ne fac să vedeți farmaciile pline. Sunt pline, da.
Dacă aflăm și știm și spunem doar că afacerile cu medicamente, deci farmaceutica, este pe primul loc ca afacere înainte de arme, înainte de arme și petrol, cred că am spus totul, mai nu. Și oamenii, sigur că au încredere. Problema este că se otrăvesc. Nu ne prevalăm acum de timpul puțin care îl avem la dispoziție să spunem și să vorbim și despre efectele secundare ale acestor medicamente de sinteză, sigur că da. Haideți după pauză să continuăm povestea noastră frumoasă. Într-un verde mirific, departe de agitația orașului, pensiunea Isuica este locul ideal pentru a evada din cotidian și a petrece timp alături de cei dragi. Piscina, terenul de tenis, sauna și nenumăratele trasee montane creează un mediu excelent pentru a alunga stresul și oboseala acumulate în oraș. Alege sănătatea și relaxarea. Pensiunea Isuica. Amintiri de neuitat din inima Transilvaniei.
Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Bine ați revenit la Interviews for Hope cu domnul profesor, super de treabă aici în studio, avem o discuție grozavă. Domn profesor, vorbeam de spiritualitate. Mai spuneți-ne câteva cuvinte despre partea asta de sacralizare, desacralizarea omului. Da, în scurtul dialog pe care l-am avut împreună în pauză, dumneavoastră ați pus accentul pe un lucru care m-a făcut să-l țin evident și să plec chiar de la el acum, și anume faptul că lumea a apucat pe un drum greșit datorită unor beneficii de care societatea a avut parte în decursul timpului ca urmare a tehnicizării, a motorizării, a tehnologizării în general, a bunăstării în ansamblu, în existența sa, și cu cât omul a devenit mai bogat, cu cât a venit mai înstărit, a dorit în orgolul și nemăsurata lui la lăcomie să devină cât mai bogat. Și asta este ce a făcut unul dintre marile rele ale noastre, a fost tocmai asta, că omul înainte vreme a trăit simplu. Eu știu din copilăria mea ce însemna comunitatea din zona unde am trăit eu, că era un orășel, un sat, indiferent ce o fi fost. Oamenii se ajutau între ei, aveau bunăvoință, se respectau între ei. Dacă unul avea de făcut ceva, veneau 10 și îl ajutau, făceau împreună edificiul respectiv sau construiau ceva împreună. E, asta și multe altele asemenea, această apropiere între oameni a dispărut de fapt, pentru că bunăstarea care, la care omul tinde în permanență și egoismul care îl creează prin aceasta, duce la singurătate. Duce la singurătate. Omul s-a însingurat, sigur că de-a însoțat. Cu cât omul mai bogat, cu atât are mai mult grijă de averea care a acumulat-o. Se ascunde după ziduri. Se ascunde după titluri, se ascunde după bani, se ascunde ziduri. După avere, așa. Și bineînțeles că asta o fac din ce în ce mai mulți și nu este de lepădat și de observat un alt lucru important. Că în paralel cu creșterea, mă rog, la nivelul respectiv a numărului de oameni bogați, sărăcesc foarte mulți de partea cealaltă, deci numărul oamenilor săraci, tocmai pentru că nu se mai ține cont de acest echilibru în societate. Când am vorbit eu adineaur și am spus că omul s-a îndepărtat de natură, păi asta este una dintre greșelile care omul a făcut-o, că s-a îndepărtat de natură. Pentru că traiul în mijlocul naturii nu înseamnă numai că trăiești în mijlocul deltei, a brazilor, a păienilor, a verzilor și așa mai departe. Îndepărtarea de natură înseamnă însăși îndepărtarea de simplitatea cu care ai fost obișnuit de către natură. I-ai respectat legile ei, să nu consumi prea mult, să o respecti natura, să ai grijă de bunătățile care ți le-a dat el de sus, creatorul nostru, și să nu tânjești, să nu fii lacom, vanitos, să nu tânjești la mai mult decât trebuie. Dar domn profesor, noi vrem să spunem că noi vrem ca omul să fie prosper. Evident. Dar cum poți să ții un echilibru în a fi prosper și în același timp să faci parte într-o comunitate și să ajungi comunitatea și să nu fii singur? Cum poți să ții un echilibru? Prin spiritualitate, care e cheia? Evident. Că nu vrem evident. Să arătăm aici că omul trebuie să fie sărac, neapărat. Doamne ferește, n-am zis asta. Deci un om bogat, cum poate să fie aproape de comunitate? Cum poate să fie încă legat de oameni? Păi, în primul rând, prin a-și menține sensibilitatea și toate acele calități cu care natura l-a înregistrat pe om în decursul timpului, ca să rămână un exemplu și un model de urmat atât pentru sieși cât și pentru cei din jurul lui. Indiferent în ce poziție ești în societate, trebuie să-ți măsori întotdeauna toate calitățile care le ai și să nu beneficiezi de ele, să nu devii să este o vorbă, zice, a fi mare nu-i mirare, a fi om e lucru mare, să nu faci ceea ce tu nu ți-ar plăcea să ți se facă ție, să faci bine, să te faci plăcut oamenilor prin rânduielile normale, obișnuite. Eu cred că aici un lucru grav s-a întâmplat cu această evoluție a societății noastre în general, s-a întâmplat în momentul în care biserica, am mai spus parcă la un moment dat, și-a pierdut din valoarea și din rosturile sale. Știința, care a progresat enorm, evident, în ultima vreme, în ultimii 100-200 de ani, a făcut că pas cu pas să se întâmple acest lucru. Pe măsură ce oamenii au
avut acces tot mai mare la elemente importante din domeniul științei, au ajuns la concluzia că povestea cu biserica și cu creatorul și cu religia este o poveste de care trebuie să ne debarasăm. Și eu nu cred că am făcut un lucru bun. Eu cred că în lumea nouă la care m-am referit mai înainte și care sper să vină să o prind și eu la 90 sau 100 de ani, așa, să se întâmple acest lucru. Adică să prindem și noi vremurile mai bune în care oamenii să revină la matca lor, la sălajul lor normal, omenesc, așa cum a făcut omul să fie făcut cu semenul său. Asta mă duce la următoarea întrebare. Da. Cum ne putem păstra identitatea și valorile într-o lume a globalismului? Pentru că asta trăim acum. Acum ajungem la o altă problemă delicată. Bineînțeles că trăim vremuri învolburate, le zic eu câteodată, vremuri tulburi. Ideologic sau... și uman. Și biologic și uman, da. Ideologic. Da. Acum nu știu dacă cei care avem anumite vârste simțim mai degrabă lucrurile astea, având în vedere că beneficiem de termeni de comparație și cei tineri care n-au știut, n-au văzut și n-au simțit altceva, li se pare că asta este viața care este normală, care se întâmplă acum. Nu știu ce va fi, că n-au de unde, nici noi nu știm cu exactitate. Dar e bine să știi istoria. Și nici nu, e bine să le mai spunem noi, evident, care am trăit prin vremurile trecute, ce a fost bine ca și ce a fost rău. La ce să se aștepte. Să se știe la ce să se aștepte. Eu cred că am spus acest lucru și poate că mă repet, biserica, școala, instituțiile statului de toate categoriile trebuie să-și dea din nou mâna împreună și să fie factorii de civilizație, de cultură, de educație a omului, cu toate perceptele care sunt nevoie într-o societate morală. Fără moralitate nu vom evolua și nu vom progresa de fel. Mi-am dat seama de multe lucruri interesante având posibilitatea ca la Revoluție, cam era un moment important la care am vrut să mă refer la un moment dat, poate care semnificația lui ca detaliu, eu făcând politic, așa cum am spus la un moment dat, până în 89, ca profesor de istorie și ca director de casă de cultură, bineînțeles că am devenit, probabil că ăsta a fost destinul meu să fie așa, dar și crezul meu în lumea, într-o lume mai bună, am reușit în 1989 la Revoluție să conduc evenimentele Revoluției din decembrie la Toplița. Sigur că nu a fost mare lucru. Nu oraș mic. Oraș mic. Acolo nu s-au desfășurat evenimente de ambergură. Dar puteau să se întâmple și să se facă aceste lucruri dacă nu era în față un personaj ca mine. Și de ce am vrut să spun asta ca mine? Pentru că chiar dacă eu am fost comunist, că eram comunist, nu catalogat, și am făcut politica partidului, oamenii știind că principiile mele a fost unui om sănătos, sau unui profesor, sau unui om care ne-a învățat numai bine în viață să fim așa cum trebuie să fie om în viață, m-au acceptat și m-au adulat și m-au dus în continuare aproape de ei. Și am fost primar. După aia m-au ales și primar. Am fost primul primar și omul democratic locul al localității. Deci dacă am ajuns să conduc și localitatea, înseamnă că oamenii m-au apreciat prin principiile care le-am... Deci se poate să-ți ții o moralitate. Se poate să-ți ții această umanitate, moralitate. Sigur că poate. Chiar dacă se schimbă lumea. Așa este. Acum omenirea are aceste, aceste țeluri, le spun eu așa. Trei țeluri importante pe care vrea să le atingă. Și le-am parcurs și eu le-am citit, dar vorbisem noi despre ele. Mă rog, nu dăm acum sursa bibliografică de unde le-am primit. Are trei țeluri importante și astea sunt periculoase în sine lor. Fericirea generală, ceea ce nu este un lucru rău, apoi nemurirea, ca omul să nu mai moară niciodată, ceea ce iarăși nu mi se pare că nu e un lucru rău și oamenii și-ar dori, că e frică de moarte. Și bineînțeles, ultimul și cel mai gravisim, este îndumnezeirea. Adică, iată că prin tehnologia asta, prin inteligența artificială, prin globalizarea asta, prin anumite lucruri dirijate de la un anumit nivel, se urmărește ca lumea să fie condusă de un anumit număr de oameni care să fie creatorii lumii, să fie toată cealaltă parte a lumii să fie subordonată acestora. Așa încât nu e un lucru ușor pentru cei care vrem ca lumea asta să arate în continuare mai bine, să ne întoarcem la ceea ce... Și nu știu dacă numai cu plantele și cu valoarea lor la sensibilizarea noastră, la sănătatea noastră mentală, au valoarea și rostul lor. Dar nu știu dacă este numai atâta suficient. Precum nu știu și nu sunt sigur că nici ceea ce am zis noi astăzi nu este într-o mare măsură benefic. Dar pentru cei care ne urmăresc, nu cred că pot să zic că nu le-am adus la cunoștință da. Lucruri interesante și de viitor, de perspectivă. Se discuta la un moment dat de fericire, chiar acum, cele trei dintre obiectivele umanității.
Păi am citit și ați citit, am citit cu toții sondaje interesante, care este națiunea cea mai fericită din lume. Am înțeles că este Finlanda. Și am văzut și poze, și am văzut și preocupări, și mod de viață și de a fi a finlandezilor. Cum? Simplu, cu măsură, în tot ceea ce fac. Am văzut în tufele lor și în laștinile lor, că doar au atâtea lacuri, de, așa, țara celor 1000 de lacuri. Țara celor 1000 de lacuri. Am văzut că n-au cabane și viloaie cum facem noi acolo, să ne lăudăm cu ele și să consumăm energie și bani și așa mai departe, ci niște construcții mici, mărunte, unde el merge să se simtă bine acolo. Și apoi merge la pescuit, se distrează, stă, povestește. Mulțumim cu vecinul. Mulțumim de cu puțin înlătură nefericire. Exact asta fac, se înlătură nefericirea. Este una dintre marile probleme. Și își sădesc în continuare împreună încrederea reciprocă, că se văd vecinii între ei, știu că toți sunt la fel, nu se bârfesc, nu se povestesc, nu se denigrează. Nu... Altă paradigmă. Altă paradigmă a vieții, sigur. Dar de ce acolo se poate și aici nu? E să știți că răul, eu cred că e venit de mult. Din comunism. Dar în comunism s-a accentuat, da. Socialism. Comunismul a accentuat aceste rele ale unei societăți pervertite și perverse. Frica. Frica, faptul că nu știe dacă ești în temă cu ceea ce trebuie să zici, ce zici, ce nu zici, asta e un lucru. Am văzut că românul nu reacționează, că pe vremea lui socialismul se vorbea de, te făcea reacționar. Da. Da, dar românul nu reacționează. Chiar dacă se scumpește de două ori, știu, gazul, românul nu se revoltă. De ce? Din cauza fricii din perioada aceea? Nini s-au inoculat o mulțime de sentimente de astea cu, să le zic eu, cu caracter negativ, așa, între care frica unul dintre ele, bineînțeles. Pentru că era frică. În societatea aceea benefică din punct de vedere economic, exista o permanentă frică și o permanentă nemulțumire a omului față de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Faptul că, de fapt, învață societatea să fie altceva decât ceea ce ar trebui să fie. Și atunci, sigur că acest lucru l-a pervertit pe om. Și se transmite și genetic, să știți, apropo de, exact, de sensibilitatea noastră. Intră în ADN-ul omului, cumva. E absolut, intră în ADN-ul nostru și se transmite această frică, această perversitate morală, această frică de chestia cu capra vecinului, să ne uităm la ce face, cu ce merge, unde, cu ce se ocupă, de ce are mai mult ca noi și nu putem să facem și noi ca el. Toate acestea s-au transmis și multe alte. Cum scăpăm de nefericire? Asta este o problemă. Trebuie cum scăpăm? Ca să facem ce facem noi aici și pretutindeși, să fim cât mai mulți, să-i convingem pe cât mai mulți să facă ceea ce trebuie, să încercăm să facem lumea nouă de care avem atâta nevoie. Că dacă nu, nu știm ce se întâmplă. Pericolul e foarte mare pentru omenire. Și acum, eu cred că mă raportez așa la ce am văzut până acum. Momentul acesta este un moment delicat în lume. Cel mai delicat pe care l-am traversat eu până acum a fost și cu pericolul declanșării conflictelor atomice la un moment dat și dispute de nu știu care politice, dar atât de multe probleme ca acum n-au fost și n-am insistat suficient. De aia probabil ar trebui să uman, treaba, sufletez, da, și ar trebui să reiau puțin problema cu sănătatea noastră din toate punctele de vedere. Deci, domn profesor, da. Acum la sfârșit de poveste frumoasă, să concluzionăm. Așa. Cum putem să facem o lume mai bună? Cum scoatem partea uman, sufletească din om într-așa fel încât să ne deschidem spre societate și spre a ne ridica comunitățile din care facem parte? Cum? Păi, în primul rând, să ne îmbunătățim starea noastră de existență spre această normalitate, să ne autoeducăm, să ne facem autoeducația și toate hibele și lipsurile despre care vorbim și le vedem la alții, în primul rând să încercăm și să le vedem că le avem și noi și să le excludem și să ne facem să devină perseverentă în existența și conștiința noastră dorința de a fi noi înșine mai buni și a ne crea în cele ce urmează ca existență planetară într-un model din acest punct de vedere, să atragem alături de noi, să-i convingem prin ceea ce facem, prin principiile noastre, prin existența noastră, prin tot ce întreprindem, să le dovedim celor din jur că ceea ce tindem nu sunt povești, nu sunt vorbe, sunt lucruri reale. Deci foarte frumos, asta este important să facem. Foarte frumos, domn profesor, vă mulțumim, oameni buni, de prezența din nou la Interviews for Hope, pe data viitoare.